Salutare toată lumea, bine v-am găsit fraților la tutorialul unde o să vă învăț cum să-mi trimiteți demo-urile pentru seria Cheating and Proud. Da, deci probabil nu știți toți, dar eu recent am plănuit să încep o nouă serie unde practic voi o să-mi trimiteți faze șmechere, nu știu, kill-uri șmechere, ninja diffuser, tot felul de chestii șmechere pe care voi le-ați făcut pe competitiv, clutch-uri, ace-uri, nu știu, orice. Făcute cu cheat-ul, dat pe legit, desigur, nu accept faze de alea cu rage check și alea, pentru că sigur nu vreți să vedeți unul care se învârte așa cu capul în pământ și omoară tot. Faze cu făcute cu cheat-ul dat pe legit bot, nu știu, ei survive de tot felul accept, dar nu accept videoclipuri, adică voi să vă filmați și să-mi trimiteți direct videoclipul. Trebuie să-mi trimiteți demo-ul meciului și pe lângă o să vă explic ce mai trebuie să faceți. Să-mi ziceți runda e tăcă, e tăcă și eu o să fac montaje super faine, uite, de exemplu, cum ar fi ăsta. Și o să pun așa, nu știu, câteva montaje pe video, să ajungă la 3-4 minute videoclipul și o să postez un videoclip de genul sâmbătă la ora 6 după amiază. Deci sâmbătă la ora 18:00 va apărea câte un videoclip de genul cu videourile pe care, mă rog, cu demo-urile pe care mi le trimiteți voi pe privat. Haideți să vă învăț cum puteți să-mi trimiteți mie un demo. În primul rând, trebuie să faceți o fază șmecheră. Ați făcut faza șmecheră, ziceți, wow, ce tare, vreau să-i trimit la Raul 2K. Ok, cum facem chestia asta? În primul rând, intrați în CS, în meniul principal de la CSGO. Vă duceți aici la Watch Matches and Tournaments, dați click, vă duceți pe Your Matches, găsiți meciul în care ați făcut faza aia șmecheră, nu știu, să zicem că ăsta de pe Mirage, meciul în care ați făcut voi faza aia foarte șmecheră pe care vreți să mi-o trimiteți mie. Ok, ce faceți în continuare? Dați download la meci, au fac, nu mai pot să-i dau download, toate sunt expirate, ce mă fac? Aoleu, schimbăm contul. Da, bă, băieți, am revenit, deci după cum v-am zis, trebuie să intrați la Your Matches aici și să vă găsiți meciul în care ați făcut voi fragurile alea șmecheră și să zicem ăsta, pentru că e un meci câștigat. În ăsta am făcut noi fragurile, da? Dați frumos download la meci, de pe butonul acesta verde, verde și frumos, dați download, așteptați să se downloadeze meciul. Și așteptăm, și așteptăm, și așteptăm, și așteptăm. Și nu se downloadează tu spis, n-am mai nu te downloadezi. Hai, gata, așa. După ce s-au downloadat meciul, ar trebui să vă apară aici Watch. Voi nu dați pe Watch, nu faceți chestia asta. Vă duceți la meciurile downloadate, la Downloaded, și o să vă apară meciul vostru aici, da? Totul e bine și frumos. Ieșiți din CS, dați CS în bară, faceți ce vreți. Dați click dreapta aici pe CS. Dați la Manage, Browse Local Files, sau vă duceți mai pe scurt unde aveți voi instala CSGO-ul. Intrați unde aveți instala CSGO-ul. Deci fix aici, deci în Steam Apps Common Counter-Strike Global Offensive. Ok? Dați pe CSGO, când ați intrat unde instala CSGO, dați aici pe folderul numit CSGO. Căutați Replays, uite cum apare la mine așa Replays. Și o să găsiți meciul pe care l-ați descărcat. Dacă aveți mai multe meciuri descărcate, o să vă apară mai multe meciuri aici. Eu vă recomand să ștergeți toate meciurile descărcate pe care le aveți deja descărcate. Mamă, cât de prost ăsta, așa, mă rog. Să vă apară doar meciul pe care l-ați descărcat acum. Eu tot timpul le șterg de aici. Deci vă recomand să ștergeți tot, pentru că nu o să știți care e meciul, poate îmi trimiteți meciul greșit, o să intru, o să-mi pierd 10 minute din viață încercând să găsesc faza aia și nu o găsesc, pentru că voi mi-ați trimis meciul greșit. Deci vă recomand să ștergeți tot înainte să faceți pasul anterior, să vă apară doar meciul pe care l-ați downloadat acum. Ok, ce faceți voi acum? Selectați astea două chestii, deci și chestia asta cu alb și chestia asta, unde e ăsta de la CS. Nu-mi trimiteți doar asta, sau nu-mi trimiteți doar asta, amândouă, da? Pentru că dacă nu, nu o să pot să-l deschid și nu o să pot să vă pun un videoclip. Deci amândouă trebuie trimis, ok? Selectați chestiile astea două, click dreapta, add to archive, le arhivați frumos. Și cum dați numele la arhivă? Trebuie să dați numele la arhivă, numele vostru, nu știu, Gogu, și runda în care ați făcut Gogu underline, de fapt, nu cu spațiu, puneți underline. Runda în care ați făcut, sau nu runda, de fapt, scorul care era scoreboard acolo când ați făcut voi faza aia șmecheră. Adică, Gogu, să zicem că noi am dat headshot-ul ăla sau am făcut clutch-ul ăla sau ace-ul când era scorul 12-3. Scriem frumos aici 12-3, ca să știu la ce fază să dau, să nu caut tot meciul. Dăm OK, așteptăm să se arhiveze și avem arhiva asta, Gogu underline 12-3. Ce faceți cu chestia asta? Ei bine, intrați frumos pe e-mail sau Gmail sau ce aveți voi și dați compose și îmi trimiteți la adresa afișată pe ecran, care se numește cheatingandproud@gmail.com, da? Deci, scrieți aici cheatingandproud
proud@gmail.com. Asta este adresa, o să vă las și în descriere să-i dați direct copii de acolo, să nu trimiteți la altă adresă. La subiect, scrieți numele vostru, ce fază ați făcut în meci, nu știu, de exemplu dacă ați făcut un ace sau ceva, nu știu, hai să zicem că am făcut un ace. Ace, și runda în care ați făcut, 12-3. Deci așa o să numească, Gogu Ace 12-3, da? Am făcut și rimă, Gogu Ace 2, nu e rimă, mă rog. Ba e rimă, ba pula, nu știu, și de ceva, nu contează dacă e rimă sau nu. Ok, ce faceți după aia? Trebuie să băgați faza pe care ați făcut-o în e-mail, da? Dați aici frumos pe chestia asta cu attach files, attach, mamă ce engleză, bla n-am. Vă căutați faza pe care ați făcut-o, dați-i jocuri Steam, mă rog, unde aveți voi CSGO instalat, vă duceți, CSGO replays. Și o să găsim arhiva pe care am făcut-o, Gogu 12-3, dăm click pe ea, am zis dăm click pe ea, dăm open. Și o să se uploadeze pe Gmail așa frumos, frumos, frumos. Uploadează de gata, s-a uploadat și dăm send. Și în momentul în care voi ați dat send la acea arhivă, o să selectez pe rând în ordinea care mi-ați trimis și în ordinea cât de corect mi-ați trimis, pentru că dacă o să văd un e-mail trimis și nu o să vă runda sau nu o să văd alte chestii, nu o să vă accept. Vă dați seama că nu o să vă accept. O să dau delete la e-mail și papa. Deci trimiteți-mi, vă rog frumos, doar e-mail-uri cu formatul pe care vi l-am zis în video, pentru că nu o să accept alte e-mail-uri, pentru că n-am chef să stau o oră să caut faza pe care ați făcut-o în meci. Eu vreau să intru direct, să o filmez, să o pun în programul de editat, să o fac și gata. Dacă se strâng destule e-mail-uri de genul, o să facem, frate, video mâine, pentru că, din câte știu eu, mâine, dați-mă, mă uit așa la ceas aici, la dată, da, mâine este sâmbătă. Pentru că v-am zis, câte un episod din această serie o să apară în fiecare sâmbătă la ora 18.00. Deci, dacă se strâng destule faze până mâine la ora 18.00 și apuc să le și editez frumos așa cum se cuvine, poate-l și postez video mâine. Bă băieți, sper că v-a plăcut și noi le vedem data viitoare. Salut!